Salut, eu sunt Răzvan și unii dintre voi mă știți de pe 99 Vehicles TV pentru că fac videouri în limba engleză despre autovehicule, despre lucruri tehnice legate de mașini și despre orice legat de mașini. Sunt inginer în domeniul auto, lucrez într-un service auto, sunt inspector ITP, sunt pasionat de mașini, iubesc tot ceea ce este legat de mașini. M-am gândit că ar fi interesant să creez un canal de YouTube în limba română pentru că au fost foarte mulți români care mă urmăresc pe canalul 99 Vehicles TV care mi-au sugerat de atâtea ori să fac videouri și în limba română și au dreptate. Sunt din Râmnicu Vâlcea, așa că pentru cei care vor să colaboreze cu mine pe viitor, mă găsiți aici la orice oră, oricând. Acest canal va cuprinde orice legat în domeniul auto, lucruri tehnice explicate pe înțelesul tuturor, review-uri de mașini, vloguri auto și așa mai departe. Deci acest canal va fi exclusiv dedicat mașinilor și va fi în limba română. Așa cum spuneam mai devreme, mai am un canal 99 Vehicles TV pe care voi continua să uploadez videouri în limba engleză tot legat de mașini. Dețin un Audi A3 pentru cei care nu știu, sunt pasionat de mărcile nemțești în general, dar și de cele japoneze, de ce să zic că nu, dar în principal de Audi și BMW. Am foarte multe videouri pe celălalt canal, o să postez câteva hinturi, câteva cadre aici pe canal, de ce nu, poate câteva videouri noi legate de acest subiect. O să pun un video pe săptămână pe acest canal, o să țin cont de părerea dumneavoastră, de ceea ce doriți să vedeți, și așa mai departe. Este un început și pentru mine, nu am mai făcut până acum videouri în limba română, am făcut peste 100 de clipuri în limba engleză pe celălalt canal și e ceva nou și pentru mine. E interesant, o să pot să transmit mesajul meu românilor, o să pot să explic românilor foarte multe lucruri tehnice, în special când vine vorba de cumpărarea unei mașini second hand, văd în fiecare zi oameni, văd români care efectiv vor să-și cumpere o mașină la mâna a doua sau aproape nouă și efectiv își iau țepe sau cumpără o tigaie de mașină care efectiv nu merită banii. Sunt foarte multe lucruri ascunse la mașini pe care nu le știm, nici eu nu le știu pe toate și vreau să învăț ceea ce eu văd și ceea ce învăț, vreau să împărtășesc cu voi. Am făcut foarte multe experimente legate de mașini, cu uleiuri, cu piese auto, am condus mii de mașini la care am văzut defecte, calități și așa mai departe și tot ceea ce eu am învățat de-a lungul timpului. Sunt pasionat de mașini de când sunt mic, tot ce am văzut, tot ce am învățat, eu vreau să împărtășesc pe acest canal. Și dacă aveți întrebări legate de orice legat de mașini, în special de Audi, nu ezitați să îmi lăsați un comentariu. Așa că dacă doriți să vedeți cât mai multe legate de mașina dumneavoastră, vă sugerez cu toată încrederea să vă abonați. Ne vedem în următorul video.